Cristian Borcea mai rămâne în închisoare cel puțin șase luni de zile după ce magistrații tribunalului Ilfov au respins cererea sa de eliberare. El va mai putea depune o cerere de eliberare pe 23 aprilie 2018. La termenul de luni, magistrații au ținut cont de comportamentul ireproșabil de care a dat dovadă în detenție, pentru care a fost recompensat cu 10 permisii. Ei au luat în calcul faptul că are probleme de sănătate și că a plătit prejudiciul de peste 1 milion de euro. Apărătorul fostului acționar la Dinamo a argumentat în fața instanței că Dinamovistul s-a documentat un an și jumătate pentru lucrările științifice scrise. În fața judecătorilor, Borcea a spus că vrea să fie alături de cei șapte copii ai săi. Regret faptele. Sunt adevărate, le regret foarte mult și îmi pare rău că mi-am expus familia la ce am făcut. S-a redus pedapsa cu 8 luni. Nu am nimic de reproșat, ANP. Vă rog să-mi dați ocazia să merg lângă copiii mei, a spus Cristian Borcea în fața magistraților. În martie 2014, în dosarul transferurilor de jucători, Cristian Borcea a fost condamnat 6 ani și 4 luni închisoare. Alături de el au mai fost acuzați și alți șapte oameni importanți din fotbalul românesc de producerea unui prejudiciu de peste 11 milioane de dolari. Aceștia au declarat sume mult mai mici decât cele reale în cazul transferurilor unor jucători la cluburi din străinătate în perioada 1999-2005. Dintre cei opt oameni din fotbal mai sunt încarcerați Victor Becali și Cristian Borcea, ceilalți fiind deliberați condiționat.